Bună ziua tuturor! Sunt Arotela. Mi-am dorit de vreo săptămână și ceva să vin cu o prezentare specială pentru voi, atipică, cu niște considerente pe care mi le-am notat mai degrabă într-un caiet mental și pe care aș vrea să le împărtășesc cu voi acum cât încă suntem în influența sărbătorilor pascale. Dar înainte de toate, vă urez Hristos a înviat, vă salut, cel mai frumos salut din punctul meu de vedere, Hristos a înviat și vă doresc dragoste, pace, lumină și această lumină să ne transforme pe toți în forma pe care ne-am dorit-o, poate unii dintre noi doar în vise. În cea mai bună versiunea noastră. Sunt în atelierul meu, într-un plic pictat de mine, mă simt bine, e cald, e confortabil și deocamdată liniște. Nu am făcut etalări personale în această perioadă și nici colective, tocmai din cauză că eu personal simt că această sărbătoare vine cu ceva foarte special și din punctul meu de vedere aș fi perturbat această vibrație cu niște etalări care, cât ar fi ele de apropiate sau cât ar rezona unele dintre ele cu viața voastră personală, a noastră, tot sunt destul de îndepărtate de ceea ce ar trebui să simțim în această perioadă. Pentru mine, repet, sărbătoarea Paștelui este cea mai frumoasă. Am trecut prin multe direcții spirituale și mă bucur că în continuare mă pot încânta atât de mult de această sărbătoare ortodoxă. Am fost plecată din țară și s-a întâmplat să am în ultima clipă, oportunitatea să îmi petrec această sărbătoare într-o biserică creștină ortodoxă, evident grecească, în Anglia. Și, Doamne, nu pot să explic câtă bucurie sinceră, profundă am putut să simt doar pentru că am avut lumină în seara de Paști. De ca și când altceva nu mai conta. Parcă nici faptul că eram departe de familie, că eram singură printre străini, nu mai conta. Acea lumină îmi încălzea întreaga ființă. Și nu doar atunci, mulți ani după și chiar câțiva ani înainte de acest eveniment, am simțit că acel moment este cu totul special și unitatea în care ne adunăm în fiecare an, mai mulți sau mai puțin, dar simt că de la an la an, din ce în ce mai mulți ne adunăm la biserică să luăm acest simbol al luminii și să-l ducem la cei care s-au dus și la cei care ne așteaptă acasă. Repet și încerc să mă controlez că sunt totuși o persoană emoțională. Acel moment este cel mai frumos cadou pentru mine și n-aș fi vrut să-l tulbur cu niște etalări colective, personale, care, repet, ne îndepărtează de profunzimea acestui simbol. Poate sunt eu altfel, toți avem un dram de unicitate. Poate cu această prezentare să mă înțelegeți și să așteptați cu răbdare talările pe care le voi face cât de curând. Ideea este că printre treburile pe care toți am fost obligați să le facem și e frumos. Curățenia pe care o facem nu este doar fizică, este și interioară și este foarte necesară. Foarte necesară. Dacă unii se fixează mai mult pe dogme, trebuie să fac mâncare, trebuie să fac curățenie, trebuie să fac cu tare lucru, mi-ar fi plăcut să împărtășesc și de-aia vin și cu acest video în fața dumneavoastră, să împărtășesc câteva gânduri personale. Curățenia trebuie să meargă în paralel
cu cea sufletească. Evident, nu putem spune că putem face în suflet la fel de curat cum facem și în casă. Ar fi, din punctul meu de vedere, ar fi o lipsă de sinceritate. Toți mai avem, cel puțin, câteva colțuri cu un pic de praf, cu un pic de mizerie. Curățenia aceea profundă sufletească se face în timp. Dar momentul în care ne trezim și înțelegem cât este de necesară, este, poate să fie suficient de puternic ca să ne mențină într-un ritual de curățenie. Înțelegeți? Ok, anul ăsta mai am câteva probleme de rezolvat, mai am câteva locuri cu praf, cu mizerie. Dar faptul că le-am conștientizat și mi-am plănuit să le curăț într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat, îmi dă șansa ca la anul, sau eu știu, poate chiar mai devreme, să mă prezint în fața adevărului, în fața dragostei, așa cum îmi doresc. Trecând peste asta, sunt foarte multe lucruri pe care aș vrea să le împărtășesc. Cum am spus, printre picături, am revăzut două filme pe care le-am mai văzut acum câțiva ani, dar parcă de fiecare dată le văd altfel. Viața lui Isus, prima variantă, nu mai contează pe ce program a fost. Prima variantă a fost cea veche și apoi spre seara a fost cea pe care o știe majoritatea. Interesante amândouă, deși prezintă perspective diferite. Ce v-am spus că am studiat? Am studiat de asta dată tipologii de personaje din perspectiva tarotului. Și mare plăcere și totuși multe întrebări mi le-am așezat undeva în minte. Sper să le pun pe hârtie, pe un caiet și să mi le răspund, să le găsesc răspunsurile în timp. Mare bucurie să simt și oamenii și situațiile și cărțile altfel. Și mă bucur că acest eveniment spiritual, nu pot să zic religios, mi-a deschis noi orizonturi în această lume a tarotului, pe care nu o putem numi știință. Din punctul meu de vedere, tarotul nu este o știință, este o artă. Și eu, ca artist, mă raportez din perspectiva asta mult mai diferit la aceste cărți. Ce vreau să vă spun? Despre Isus. Cum l-am văzut și cum îl văd că se raportează la Marile Arcane. La început, când Iisus a început să predice în templu și poate chiar primele lui predici în public, în afara templului, prin sate, prin diferite comunități, poate chiar și în alte țări, la început sunt foarte sigură că a fost văzut ca un nebun, mai ales de cei din neamul său, poate din alte neamuri, să fi fost văzut de la început ca un învățător. Dar la început lumea l-a considerat și chiar mult timp un nebun. Și totuși acest nebun a avut încredere, a avut viziune, a avut soarele în spate, l-a avut pe Dumnezeu în spate și și-a simțit calea, și-a urmat calea, și-a permis riscurile pe care le știa ca fiul al lui Dumnezeu, că va trebui să le experimenteze. Știa că va muri și totuși a urmat această cale. Deci a riscat. A riscat ca să-și îndeplinească misiunea spirituală. Și riscând, plecând de la zero, a ajuns la etapa 1. A ajuns să descopere pe ce căi nu e treaba noastră, să descopere care cele 5 elemente necesare să manifeste calea spirituală. Da? Care
pasiune, emoție, învățătură, putere de învățătură. Mă gândesc că și monedele reprezintă un fel de învățătură practică, dogmatică. A avut curajul, sabia dreptății, curajul să se exprime și, în plus, a avut ajutorul divin, da? A avut ajutorul divin și credința că e pregătit, că e pregătit. De-a lungul drumului său s-a manifestat ca această mare preoteasă. Interesant este că Marea Preoteasă face cuplu divin cu Marele Preot și totuși sunt total diferite cărțile, total diferite. Și tocmai pentru că sunt diferiți, se atrag într-un fel sau altul. Nu înseamnă că dacă se atrag, vor avea și reușite împreună. Depinde de situație. În cazul acesta, Marele Preot, opusul Marii Preotese, opusul lui Isus, da, a fost cel care l-a judecat. Pentru că dogma ne judecă. Dogma ne pune la zid. Deși Isus avea cunoștința pe care o are această mare preoteasă, după cum vedeți, are o carte pe care nici nu-i nevoie să o deschidă. O știe. Știe binele și rău. Se conectează. La ce? La intuiție. Se conectează la sursă. Se conectează la Tatăl, Creatorul. Și toată viața lui ce a făcut? A umblat în pustie. A umblat și a descoperit lumina și apoi a împărtășit-o. Și apoi a împărtășit-o. S-a vindecat și a vindecat pe alții. Dar bine, cărțile astea revin în mai multe situații. Sunt foarte convinsă că a avut și el momentele sale de îndoială. A trecut prin noaptea sufletească, prin care toți trecem în momentul în care ne transformăm și ne descoperim lumina. Și totuși, a ajuns, după aceste lungi căutări, să descopere ce? O putere infinită, da? Infinitul avem aici, deasupra acestei fecioare. Și ce îmi place să observ în aceste cărți este că puterea aceasta pe care a descoperit-o în el, a testat-o. Cu cine? Cu însuși diavolul. Da? Dacă de-a lungul căutării sale, personale, da? A reușit să-și controleze natura fizică pe care probabil că a experimentat-o și el, da? La sfârșitul sau spre sfârșitul misiunii, ca o întregire a puterii pe care a căpătat-o, s-a întâlnit chiar cu diavolul în pustie. Și, ce frumos, l-a pus la punct, l-a temperat. Temperanța este cea care anulează această forță malefică. Temperanța. Și anulând acest diavol, și-a regăsit o putere pe care poate nici el, în momentele lui de slăbiciune, nu a crezut că e capabil. Să nu uităm că a avut chiar și pe cruce, săracul, un moment de disperare în care a strigat: Doamne, de ce m-ai părăsit? E normal, toți trecem. Dar avându-l pe el ca exemplu, e bine să înțelegem că după acest moment de disperare cruntă, apare lumina. Ce este interesant este că în cazul lui, justiția umană nu a funcționat. Pentru că el era deasupra justiție, el era deasupra dogmei, el era deasupra tuturor. Și ce este interesant, cum am spus, cele trei cărți roșii,
Roșii, ca sângele, roșii care reprezintă printre altele și agresivitate. Cine l-a judecat? Pilat, împăratul, reprezentantul împăratului, evident, și marele preot. Aceștia doi. Am observat în prima variantă de care am spus, de fapt, va trebui să renunț, să închid și revin.